Marius Buzera, directorul Colegiului Gheorghe Magheru din Târgu Jiu, este propunerea USL pentru funcția de inspector general la Inspectoratul Școlar Județean Gorj. Buzera ar urma să primească decizia de numire în funcție din partea noului ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, la sfârșitul acestei săptămâni. Inspectoratul Școlar Județean Gorj nu are șef de circa o lună, interimatul fiind asigurat de Ion Ișvan, inspector general adjunct. Postul de general i-a fost propus inițial lui Gheorghe Nichifor, directorul Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu, dar acesta a refuzat.